În săptămâna mare, cetățenii intră în febra cumpărăturilor pentru Paști, însă pregătirea mieluților care vor fi sacrificați a început. Comercianții din piața centrală din Câmpina știu deja ce preț vor avea aceștia și vor vinde carnea de miel și pe bucăți. În săptămâna viitoare, de marți începând, așteptăm toți câmpinenii să poftească să-și achiziționeze mielul de Paște. Cum va fi prețul anul acesta? Nu o să fie mai scump decât anul trecut. Vrem să mulțumim și cu calitate și cu prețul aferent pe toți câmpinenii. Cât a fost anul trecut prețul? 25. Cei care vor să negocieze prețul mielului de Paști pot merge direct la Ciobani. Pe DN1 între Ploiești și Câmpina Ciobani au apărut deja cu mieluții pentru Paște. Sunt dispuși să-i vândă. Nu știu încă dacă vor negocia prețurile. Cert este că anul trecut un miel se vindea la 18 lei pe kilogram. Pentru că anul acesta Paștele pică la începutul lunii aprilie, pe piață vor putea fi găsiți chiar și mieluți de 5 kg. Cei mai dolofani ajung și la 13 kg.